Domnul boss, salută tuturor, eu sunt Horizon și vreau să un nou clip. În acest clip suntem pe GTA 5 Online și astăzi vreau să facem niște misiuni la Bottom Dollar, la Bail Office de fapt, unde suntem gabori, bine și înțeles, pentru că s-a făcut update-ul ăsta nou pe GTA Online și am zis că de ce să nu facem și noi niște misiuni de astea, de ce să nu facem niște clipuri în care facem misiuni de astea, fiindcă, bă, chiar e ce trebuie update-ul ăsta. Așa că hai să dăm și noi drumul la clip să nu mai lungim cu intro, pentru o lungime intro și n-are rost. Bun, suntem aici la calculator. Bă, îmi place maxim cum au făcut treaba asta cu calculatorul și treaba cu logarea, văd că e nouă la acest update, are sunetele aia, știi, și nu e direct numele, apare și când scrie numele, știi, numele nu e deja scris, apare când scrie și numele și parola, ceea ce e top rău de tot, și pe sunete și pe tot. Și îmi place desktop-ul ăsta cum e și că se vede HD și din exterior, nu doar când accesezi calculatorul. Bun, deci l-am luat pe Omar Garcia, l-am securizat, l-am băgat în temniță, cum ar veni, în temniță, așa. Și acum hai să... Astea trei ținte se schimbă mereu. Asta, ultima țintă nu se mai schimbă, pentru că e un fel de haste, gen. Hai să dăm și noi drumul la o misiune pe care să mergem. Hai să luăm pe Kennedy. Așa să mi se mai pare interesant. Hay was busted for drug trafficking before he disappeared. But my sources say he's still causing trouble around town. Likes to spend time with the vanilla unicorn. But the girls there say he's a rough customer. Someone needs to enforce the no touching rule on Și him. asta mi se pare interesant, faptul că fiecare țintă pe care o alegi are o descriere anume. Deci mi se pare top rău că e făcut în așa fel. Gen, nu mă interesează ce îmi spune, indicații nu prea mă ajută cu nimic. Deja știu ce trebuie să fac. Mai beginner în ale update-ului ăstuia. Sandy Shrews. S-a dus dracu cu hidrantul. De fapt mașina s-a dus dracu cu hidrantul, n-are nimic, am înțeles. Nu suntem pe slump. Asta e melodie din Self Radio. Nu știu exact să vă spun ce melodie e. Probabil e ceva de la Clarks. A, am înțeles, cred că e modul pe sesiune. Bă, dar vezi că se cam conduce. De la muzică e. Mamă, dar mi s-a oprit ăștia fix în față, bă. Așa, frate, faceți-mi loc. Muzică de urmărire direct, ești, nu? Bun, mersi, te pup. Mă, tu unde te duci, mamă, să mă bată mama. Op. Nu te opri în fața mea, mamă. Urăsc. Un kilometru mai avem. Hai că e aproape aici. Op. A, acum intră melodia de urmărie. Stai. Aha, apare să vrei eu. Dar eu că s-a adus muzica asta la misiune. Urăsc. Am înțeles. Apucături de stamp, aici, colo. Credeam că mi se băguiște. Mai face mici glitch-uri. Nu mai mi-a interacțiunea.
Bun. S-a hackuit. A, uite-l cu aia, era lângă pescar, mă, ce prost sunt. Ce prost sunt. Era lângă pescar tot timpul ăsta cu aia. Doamne, ce prost sunt. Bă, și-l remarcasem, bă, dar nu, că Horizon când e prost, e prost rău. N-ai ce să-i ceri. Stai că nu parchez aici. Asta nu vreau să-l omoare. Deci, bă, Kennedy. Stai, mă, pe loc, că nu stau să pe toată plaja. Oh, olo. De ce fugi? Stai, pe loc, ți-am dat teaser. Mă simt ca pe Samp. Și mă aleagă ăsta pe mine, mă. Ce mult mi-a luat? Un teaser i-am dat. Hai. Aolo, vine ăștia după mine acum. Mai am un proxy mine doar? Sper să fie suficient. Ia stai puțin. Nu l-are nici dracu. Las că-s cu, că-s cu motociclete. A, nu te mai ține după mine. Pentru ce mi-a dat mă nouă? A, n-am voie să-i dau teaser? Mamă, pe ce vorbea asta mă? De ce n-am voie mă să-i dau teaser? Eu acum am văzut. Deci n-ai voie să-i dau teaser, trebuie să-l împuși gen cu pistolul și până îi cade arma de mână, dar n-ai voie să-i dai teaser. Mamă. Păi și în imaginea de fundal de la misiune, deci de la misiune, de la Abdi, de ce până apare p***a cu un teaser în mână, gen? Eu mă gândeam că îi faci, îi imobilizezi la modul cel mai serios, nu că e o mare teaser-ul. What the fuck? Am câțiva îți poate să bage un pistol ăla cu teaser în tine. Câțiva-ți, de fapt. Cred că destui. Da, că mi se pare că s-aude mai tare sunetul de la roz decât muzica. Unde vii, mă? Nu mă, cum a căzut ăsta. Uite driftul pe ăsta, băi, e nebun. Am murit, gata. S-a dus. Îl duc la morgă pe ăsta. Dar n-am vrut, n-am știut că nu merge cu teaser-ul. Eu mă gândeam că îl imobilizez cu teaser-ul și ai... ai toată chestia. Dar nu, că n-ai voie să-i dai teaser. Că moare, vezi, doamne, îl ducem la morgă acum. Aia e. Mi s-a oprit motorul cu aia, what the fuck. Oh, deci pot, am mâncat ți-ași gura ta. Bă. Uite și pe ăsta. Mă, ce aveți, mă? Ce-au mai împisurile astăzi? Da, s-a oprit și el.
Domnul cu flegul. Mă, și enervați acum. De ce bă doar grenadă, gen? Ce țipă aia? A, ce mai dau cu aia că m-am ajuns la checkpoint? Haide frate, că ți-am adus marfă proaspătă. Acum s-a răcit. L-am pus de repotare grea plină de apă. Hai de cap. Bine, oricum nu simte nimic, e mort, oricum e rece el, dar merge. Bă, cu aia. Umor negru. Eliminated. Mamă, mi-a zis așa direct, eliminated. Nu prea suntem polițiști cum trebuie, băieții. Uităm ca să-l iau de reparat. Nu prea suntem polițiști cum trebuie, bă, nu așa s-ar fi procedat, că gen nu omori așa infractorul, doar îl imobilizezi și îl duci la secție. Bine, aia a fost și intenția mea, să-l imobilizez cu electroșocul, da, puii mei. Dacă electroșocul i-a dat daună maximă, asta e. N-au ce să-i fac. L-am luat cam departe. Am luat cam departe secția, dar nu contează. E ok. Bail office-ul, de fapt, l-am luat cam departe, dar mergem. Nu-i problemă. 10 km, ce înseamnă 10 km pentru noi? Abia ne mai plimbăm. Mă, ce? De ce a fugit așa dintr-o dată cu... Lasă-mă, bă, Dave. Mă, ce am, mă, sănătoți. Mi-a oprit și radio. Mi-a reclame, bun. Mișto. Ok. Mi-l convine. Oh, ghiți ce? Guess who? Pot să merg doar așa, gen doar dau din sirene și îmi fac ăștia loc ca să merg pe mijlocul șoselii? Oare mă ține treaba asta? Aparent. O să nu prea vreau să dea. Op. A, o să cu deluxe-ul. Eram sigur.
N-am ce să le ceri, ăștia-s playerii de GTA Online. Deci cumpără și ei Deluxe, să ajungi și ei după 1000 de ore pe joc să aibă și ei Deluxe și sunt șmecheri. Ce trebuie să le ceri? Niște retarzi. Nimic mai mult. Bun, Renox. Să nu te dai. Sorry for the late. Tu te mă, bă, what the fuck? Ce-a făcut mă NPC-ul ăla acolo? S-a speriat de mine, a, cred că avea drogurile aia, s-a speriat de mine, s-a ceva. N-ai mă cum. Mamă. Mă, există casa aici? What the fuck? S-au băgat case aici? Știi ce n-am știut până acum? Am cumpărat o casă aici cu aia. Ia stai. Pe casa de aici. A, păi îmi cumpăr sau... A, ăla e garaj. A, păi îmi cumpăr case aici, mă. Îmi cumpăr case aici, unde am ăsta. Bill office-ul. Am trăit că nu mai am banul ăla, să-l văd eu. Ia să vedem. A, nu-s mă scumpe așa aici. Garaj, ca, uite, garaj și casă. În zona asta. Interesantă căsuța asta. Asta are garaj, văd că. Are și asta garaj, văd că, în partea asta altă. Asta o cumpără. Stai, asta cât costă? O iau pe asta mai scumpă, 165. Și asta altă cât costă? 121, mai ieftină, chiar asta o cumpără. Mă pune să... A, uite că mai am loc de o casă. Dar vreau să o... înlocuiesc. Care era, mă? Da, mă, aia era. 1893 numai aici. Bun. Frumoase farurii, mă, frumoase farurii și frumos design BMW-ul ăsta, n-am ce zice. Top bro. Le-a reușit modelul, n-am ce să zic. Două mașini pot să bagi în ăsta. De-aia era la aia, casa aia mai scumpă, că-s mai multe locuri de parcare. Are sens. Da, vezi? Nu știu sincer ce să zic. Face mai mult casa aia cum arată decât asta. Uite mai și aia după partea alta. Să-mi iau toate casele de aici în zona asta, mă. Să fiu nebun să pun monopol pe zona asta.
Naipo. Pode pular uma cali mais própria desse aqui. Que é ela, alta? Burmo, e te treve. Tisas ia o stada la mecanica che la agenzie sau la ce? La agenzie, nu e la agenzie, e la autoshop, la arena. Paragonis asta e. Paragonisul e Bentley-ul. Batur. Ok, mergi și tu. Îi trimit pe ăștia puțin la... Îi trimit pe teren, gen, pe traseu. Gata, am trimis pe teren. De ce dracu vorbește așa? Ce dracu ai mâncat? Ui, ce mă sperie, am mâncat și-și gura ta. Vreau să vrei eu pe... Ăsta, ce tare. Mi s-a schimbat iar țintele, bun? Lil Prince. Prince, Lil Prince. Sabrina Gray. Sabrina. Charges of distribution, burglary, assault, and first-degree murder on that guy. Every authority in town has gone after this guy. Got their hands on him, but every time they catch him, he just slips right through. During his last escape, he hit a couple people that were just waiting at the bus stop. As if taking the bus wasn't bad enough. Mi-a citit cazierul lui, gen. Interesant. Interesant. Îmi place treaba asta. Mi-a dat mașina din... Ah, nu mi-a dat nicio mașină, deci... Nu-mi dă automat o mașină din... Nu dă doar mașina personală cu care sunt. Atunci când îți gen la secție. Prea furios, prea iute. Prea fuge mașina asta. Am farurile colorate? Le-am, bun. Headlights-urile. Bă, dar vezi că fuge destul de ok. Ce viteză am. Aș putea fi atent și la drum și la kilometraj. Nu pot să văd degetul meu. Nu pot 140. Pe aici nu pot să dai, dar poate pot să sau what the fuck. Sens maxim. E un chel. Sigur unul ăsta. Ia uite-l. Ăla-i. Am văzut. Imediat l-a reperat. Vă vreau să am ieșit cu bolidul ăsta la scandal. Să-i mai dau teaser, că moare dacă-i dau teaser. Cap, chelule. Băi, i-am dat glunț în gât, what the fuck. Ai că i-am spart capul și nu la cap. Unde tragi, mă? Nu mai tragi. Cine mișcă... Nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Mă, tu unde crezi că fugi? A, fac. Aha, l-am intimidat, pe prost.
stai jos. CJ de buget. De unde, că e mai șmecher decât CJ ăsta. Gata, frate, te-am luat. De unde a apucat mașina asta? Bă! L-am luat, mă. Acum am luat toți banii pe el, că nu l-am omorât și nu i-a dat niște zără. Acum o să mă înjurez tot drumul, aia e. Bun. De ce mi-i intri la roți, prostonacule? Ia stai puțin. Bă! Bun. Prost rău. Fuck. Trebuie să-i mai mult bomba. Hai, înaintează. Hai, fac, îl ia pe acum motocicleta, nu l-a luat, urât, acum îl ia, nu l-a luat, bă, dar ești nebun la cap, s-a auzit puțin clicul ăla, hai că acum îl ia. A scăpat mă prostul ăsta cu motocicleta. Bă, dacă eu bubuie mă gândesc zilele astea. Ups. L-a luat, mă. Nice. Nu pot să-mi dau grenada în el, mă? Să-i pun o grenadă în brațe. A, nu mai am. Hai că poți să vreau să fac un caiet pe motor. Hai, sal. Și mi-a ciuguit ăsta mașina, bă, băiatule. Bine, că oricum nu mi-a dă-n bani. Dacă ciuguiesc ăștia mașina. Am murit și ăla, bun. Motocicleta. Îmi place să-i vă pe ăștia cum cad. Fun. Hai că mă mai ajungeți, mai și prindeți dacă e. Gata, frate. Trebuie că am ajuns în Bell Office. Așa, game? Okay. Ah, gata. Ia hotel. Acolo să stai. Așa am făcut șeful. Deci da, băieții, cam asta a fost și clipul de astăzi. Eu am fost Horizon și ca de obicei nu uitați să vă abonați la canal dacă încă n-ați făcut-o, să activați cu puțin notificări ca să fiți notificați de fiecare dată când postez, să lăsați un comentariu pentru a mă ajuta la algoritm și să apăsați butonul de like pentru a mă arăta că mă susțineți. Vă pup, frate, din spor la ce faceți și să aveți o zi sau seară faină. Salut! Linkurile importante le găsiți în descriere. Vă pup!